hai că ușor, ușor ne prinde și mâneca scurtă. Bune informațiile. Bune. Bune. Doamnelor și domnilor, deși sunt frecvent, confundate alergiile alimentare cu diferit, cu intoleranța. Intoleranța, da. Da, la gluten, la alimente. Da. Iată că vom afla în această dimineață cum se manifestă, ce provoacă aceste alergii alimentare și, bineînțeles, cum le tratăm. Vom afla astăzi de la doamna doctor Amalia Arhire, medic specialist în nutriție, diabet și, bineînțeles, în endocrinologie. Bună dimineața! Cred că se află alături de colega noastră, Antonia Ștefănescu. Bună dimineața, bună dimineața, dragii mei! Cei drept alergiile alimentare pot apărea la orice vârstă, însă cel mai des la copii. Ce e de făcut, cum le recunoaștem, aflăm de la doamna doctor Amalia Arhire. Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața! Dat fiind că alergiile alimentare sunt foarte ușor confundate cu intoleranțele alimentare, cum facem diferența între acestea? Cum debutează ele ca simptome? Alergiile apar mai degrabă brusc și au manifestări cutanate, adică pe piele. Ce mai contează însă e că alergiile apar la copii care au risc de alergii sau de teren atopic. Asta înseamnă că pot să aibă astm sau rinită alergică sau pot să aibă în familie persoane care au avut manifestări de alergii. Intoleranțele, în schimb, nu prea au manifestări pe piele și le diferențiem de primele pentru că nu ies pozitive testele de alergii și apar mai degrabă manifestări gastrointestinale, respectiv dureri de burtă, colici, vărsături, greață. În cazul copiilor, alergiile alimentare pot depinde, de exemplu, de alimentația mamei din timpul sarcinii? Da, și chiar sunt niște studii care arată că mai degrabă consumul de alergen la mamă în sarcină se corelează cu partea de alergii la copil, mai ales dacă s-a observat consumul de lapte sau și mai ales de smântână, și sunt niște studii care arată că deficitul de omega-3 și de pește din sarcină duce la alergii. Cam care ar fi grupele alimentare de care trebuie să ținem cont, care au potențial alergenic? Mamele care au copii mici și fac diversificare știu foarte, foarte bine cam cum să introduc aceste lucruri. De ce? Pentru că ele se introduc un pic mai târziu în diversificare, respectiv oul, mai ales proteina din albuș sau laptele de vacă, toți știm că îl introducem cam după 12 luni, tot ce înseamnă fructele cu semințe mici, cum sunt, de exemplu, kiwiul sau căpșunile, și să nu uităm de nuci, tot ce înseamnă oleaginos, dar mai ales partea de migdale sau de caju, de nucă, de alună de pădure sau de arahide. Aceste alergii alimentare care tind să devină și severe, mai ales în cazul copiilor, riscă să le afecteze creșterea? Da. De ce? Pentru că dacă sunt frecvente, tratamentul lor poate să însemne cortizon, chiar și local, și doar dacă apar bubițe sau tot ce înseamnă mâncărime ale pielii, medicii pot să dea cortizon local. Mamele, din îngrijorare, pot să aplice mai mult decât e cazul, și am avut de ajunse cazuri în cabinet de copii care nu mai creșteau din cauza faptului că primeau tratament prea mult cu cortizon pentru aceste alergii. Aș vrea să mai știm dacă, de exemplu, se pot trata alergiile alimentare sau avem parte de ele, din păcate, pentru tot restul vieții. Din ce s-a observat, pe lângă tratamentul normal, inclusiv o dietă bogată în vitamina D, în pește, în omega-3, omega-6, plus excluderea lor pentru o perioadă cu tratament, de exemplu, cu antihistaminice, plus reintroducerea lor treptată, cu desensibilizare, ne poate ajuta să reglăm unele alergii alimentare. Depinde, în schimb, cât de mult suntem noi alergici. Copiii, în schimb, pentru că sunt mai predispuși și pentru că au un teren un pic mai predispus pentru aceste lucruri, fac manifestări mai frecvente și mult mai zgomotoase, dar odată cu trecerea timpului, ele se pot atenua. Nu în ultimul rând, aș vrea să ne recomandați, vă rog frumos, ce putem face dacă ne confruntăm cu alergii, cu simptomele bruște ale alergiei în cazul copiilor. Ce pot face părinții în acest caz? Depinde cât de grave sunt. Dacă sunt foarte grave, vedem că cel mic nu poate să respire, îi se umflă buzele sau limba, sunăm la 112, e neapărat.
pentru doar niște bubițe sau roșeață locală, mâncărime, putem să dăm cu o cremă sau să dăm antihistaminic, dar doar cu avizul unui medic, pediatru sau medic de familie. Asta înseamnă că e nevoie să mergem la medic. Vă mulțumim, doamna doctor. O să mai revenim la dumneavoastră să abordăm și alte subiecte. Așadar, este nevoie să ținem cont de sfatul specialiștilor și să fim foarte atenți la reacțiile celor mici când introducem un aliment nou sau, de ce nu, dacă se confruntă cu mâncărimi de piele. Atât de aici. Mulțumim mult de tot, Antonia. Îi mulțumim foarte mult și doamnei doctor pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit în această dimineață. Dragii mei, știu că cei de acasă sunt foarte curioși să mai afle ce se întâmplă în Casa Iubirii imediat după noi, de la ora 10. Yeah. Și noi, bineînțeles, că iar am băgat un ochi pe vizor, am tras am câteva extras. Imagini frumos de acolo și hop, le dăm la televizor. Casa Iubirii imediat după dimineața cu noi, de la ora 10 și de la ora 17.